Salutare om bun și bine te-am găsit la primul clip din Tudor Vianu jurnal. Dacă îți doresc să poți să continui să fac aceste clipuri și acest canal să nu moară, mă poți susține cu o play pe patreon.com slash bogdanliviu. De asemenea, te rog să dai subscribe dacă nu ai făcut-o deja și dacă o să-ți placă acest clip, să lași un comentariu pentru că ajută foarte mult clipul. În primul rând am citit prin decembrie jurnalul pe la 3 dimineața și o să vedeți de ce e relevant acest lucru. Dar înainte de toate am dat peste această minunată dedicație E prea, prea puternică lumina, nu știu dacă se va vedea 8 martie 1971 De la a dumneavoastră elevă Ilieș Aida. Și m-am îndoioșat atât de mult încât am scris un text Pe care îl să citesc și apoi trecem la jurnal 3 dimineața Deschid jurnalul lui Tudor Vianu și văd această dedicație cu neputință să mai pot citi ceva. Ascult cum se topește zăpada pe fereastră și, în liniște absolută, în liniște absolută mă las în voia unei dulci melancolii, un soi de nostalgie după ani în care nici nu existam. Acum 50 de ani, o elevă îi făcea un cadou unei profesoare, probabil cu ocazie de 8 martie. Și ce carte frumoasă, cartea unuia din marii profesori ai României. Mă gândesc la acești oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată. Ce departe sunt de lumea lor? Tot ce a mai rămas din acel timp e această dedicație. Ce scris, drăgălași, probabil era emoționată. Oamenii care fac cadou în jurnal nu pot fi decât fi sensibile, delicate. Ce nume frumos, Aida. Dacă n-aș fi o putoare, aș putea să scriu o carte imaginându-mi povestea din spatele dedicației. Ce ușor te poți îndrăgosti de o fată care făcea astfel de cadouri. A iubit? A fost iubită? A murit și tot ce a rămas e această ginga și -o dedicație. Îi țin în mâini toată viața. Îi țin în mâini toată viața. Ce tânără și frumoasă trebuie să fi fost. Asta nu e dedicație de tocilar care lingușește profesorii. Are un om care citea din plăcere. Iubea total și rar. Semn că profesoara fusese extraordinară. Sentiment de irealitate totală. 50 de ani. Acum o jumătate de secol. În loc să citesc, am o poftă grozavă să merg prin cimitire, să-i caut mormântul. La ce bun. Va fi o piatră și un nume. Să-ți să -ți imaginezi ultimul ei drum. Sau poate încă vie mi ar povesti despre profesoara ei, am râde. Pun clipul pe YouTube, îi inspiră și pe ceilalți. Poate că nici ea nu doarme, poate se gândește la anii frumoși și tineri. Pierduți pentru totdeauna. Nu este un jurnal propriu zis, așa cum avem jurnalul lui Gine Acterian, de exemplu. Este un jurnal făcut, de exemplu, din portrete de oameni ca Ibrailanu, Liviu Rebreanu, despre care vom vorbi în acest clip, un jurnal făcut din situații, de exemplu, în casa lui Tolstoi, un jurnal făcut din gânduri, citire și privire, de exemplu, asupra unei maxime de găte. Așa cum fac și eu clipurile, comentăm diverse pasaje. Apoi, iarăși, foarte interesant, un capitol cu numele Fotoliu. Aici este, îl invidiez, îl invidiez extraordinar de mult. Mi-ar fi plăcut să-mi vină ideea asta, să pui nume de capitol așa, Fotoliu, ce credeți că este. Că apoi sunt câteva texte. Spectacol, cinematograf, teatru de amatori și baleți. Sunt patru texte la capitolul fotoliu. Deci unde stătea jos, acolo scria. Deci dacă s-ar fi dus la strand, îl băga acolo la fotoliu. Sau mai făcea un, un capitol și long. Apoi limbă, literatură și artă. Poetica lui Aristotel, literatura comparată, atitudinea stilistică, arta poetică a lui Cehov, foarte interesant aici. Uh, abia aștept să facem chipuri din Cehov. India, apoi alt capitol India și apoi ultimul, cunoașterea de sine. Și sunt trei texte, fragmente autobiografice, idei trăite, știți cartea, apropo de idei trăite, Joe Boxa, nu Joe Boxa, Joe Sherban, scuze, idei trăite și sunt uh, mai mulți scriitori români și texte selectate de Joe Sherban Și apoi, abia la sfârșit, pagina 355, pagini de jurnal. Uh, Așa, de ce vă ziceam că e relevant că am citit această carte prima oară la trei dimineața noaptea și eram în București? Fiți atenți! Fereastra luminată. Spre sfârșitul anului 1918, după înapoierea din război, am locuit câteva luni în curtea unei biserici, pe una din acele rare coline ale bucureștilor. Deja eram puțin îndoișat. Rare coline ale, Buc ale bucureștilor. Mi-a plăcut enorm. De pe parapetele care ochii cuprindeau, stați puțin, de ce mă, mă, mă îndoieșeam? Mi-a mi dat atmosfera din Bacovia, cu acea fereastră pe care scria scris orice lumină e oprită, acea clădire pe care scria scris mare orice lumină e oprită. Rare coline ale bucureștilor, de pe parapetele care care ochii cuprindeau neregulată așezare a unui vechi cartier deschizând către cheiurile dâmboviței. Erau zile și nopți aprinse de vară. Zgomotele orașului se potoleau târziu, după miezul nopții. Bucureștii țipea o singură clipă, la ora când expira ultima suflare fierbinte a caldărâmului și când, dincolo de barierele îndepărtate, se pregătea noua năvală care să, urma să-l cuprindă și să-l umple de tumult. Îmi plăcea atunci să mă așez în fața ferestrei deschise și să primesc adierea milostiva a nopții. Adierea milostiva a nopții. Cum spune, apropo de adierea milostiva a nopții, mi-am adus aminte de Elizabeta de Austria, care spune că mare e duhovnicul meu și cred că avea o sensibilitate și pentru noapte. Să, să, fii în fața mării, dar noaptea și să ai acea adiere milostiva a nopții în fața duhovnicului, care este mare. Mai, aici e poezie de înalt nivel. Să combin Tudor Vianu cu Elizabeta de Austria e poezia. Ramurile unui salcâm se întindeau prietenește până aproape de mine. Are această tandrețe, această blândețe. Scrie ca un tată care își iubește copilul. Cine spune, ramurile unui salcâm se întindeau prietenește. Se întindeau prietenește, ce frumos. Până aproape de mine. Deslușeam linia cheiului tăcut și, dincolo de el, silueta caselor în alte, scuze, mi-am amintit de ceva. Scrie ca, scrie așa cum mi-aș imagina că ar, că ar, fi scris oamenii din visul unui om ridicol. Citiți povestioară că e scurtă și o să vedeți la ce mă refer. Înainte de minciuna, înainte să apară minciuna, are acea puritate. Așa mi imaginez că ar fi scris cu ramurile care se întindeau prietenește. Da, da, da. Fiți atenți acum. Deci ramurile unui salcâm se întindeau prietenește până aproape de mine. Deslușeam linia cheiului tăcut și, dincolo de el, silueta caselor înalte. Somnul stăpânea orașul. Ah, cât de bun, cât de bun. O să pierdem puțin timp, dar trebuie să... M-am abținut până acum, dar trebuie să citim și chestia asta. Mi-am amintit de ceva și vreau să fie exact. Să nu zic citat pe jumătate. Fiți atenți. Nu știu cine a pus să stea în aer o foaie de hârtie pe un fir de păianjen și o singurătate din toate timpurile să doarmă pe acești pereți. Atmosfera asta mi-a dat-o tot eu, aici cu fereastra. De asta ziceam de Bacovia. Tot Bacovia a zis asta. Bacovia e imens. Ce păcat că n-am reținut din el decât vai, ești trist, ce cer afară bacovian și încep să râdă oameni proști care n-au înțeles nimic. Oh. Somnul stăpânea orașul, dar într-una din casele pe care le zăream, o fereastră nu se stingea niciodată. Dreptunghiul ei de lumină deschisese în fereastră deja aici. Și era fric de muream, dar, dar intrasem total în această pagină. Aproape că îți dădea senzația de retrăire a unui moment în care n-a existat niciodată, dar îmi putem imagina că aș fi fost ca energie poți să-ți imagini și că ai fi o fereastră, de exemplu. Nu mai apărat că locuiai uh, în Casa aceea, unde vedea el acolo lumina respectivă. E intimitatea asta din, dintre ferestre. Ferestre luminând noaptea. O singurătate către alta, comunicând printr-un bec. Așa am zis, somnul stăpânea orașul. Dreptunghiul ei de lumină cădea peste cele două brațe. Nu, dar într din casele pe care le zăream, o fereastră nu se stingea niciodată. Dreptunghiul ei de lumină cădea peste cele două brațe ale cheiului, aprindea cu o flacără delicată copace din față, mereu aduce câte o chestie, ba, îi, prieten, îi prietenește la ramuri și aici, uh, flacăre delicată. Cine spune flacăre delicată? Focul e agresiv, nu? Flacăre delicată, aproape mângâietoare. Îți vine să te dai pe obraș cu foc <gântu -i> când citești pe Tudor Vianu. Nimic nu te poate răni din natură când îl citești pe Tudor Vianu. Blândețea lui uh, transformă orice ar părea agresiv în tandrețe o flacără delicată cu pace din față. Tăia și voi lene și al apelor și se întindea ca un covor până în dreptul meu. Și aici, e extraordinar. Ex pe cine vegea neostoita? nu, pe cine vegea neostenita lumină fără somn? Neostenita lumină fără somn. Pe cine vegea neostenita lumină fără somn? Nu mai dormi în noaptea de vreo trei luni, cred. Vă dați mă că eram extrem de sensibil la uh, astfel de pasaje venisem de la benzinărie, efectiv, eram la 3 dimineața cu cola, vai de capul meu, cu mans, între la energizant și citeam aici, pentru aproape, pe cine vegea neostenit neostenita lumină fără somn. Dincolo de cadrul sărac al ferestrei, razele ei cădeau oare deasupra capului unui lucrător de noapte, al, unui cercetător, al unui desfrânat, al unui bolnav. Se gândea el, oare cine stă acolo? Luând de rândul gândul meu și a trimis întrebarea lui neliniștită către dreptunghiul solitar de lumină și, ca un uriaș fluture al nopții, rătăcea în jurul lui cu uimire, cu speranță, cu teamă, cu milă. Semnalul ferestrei iluminate cuprindea un mesaj de luptă sau de pace, de bucurie sau de îndristare. Dacă ar scrie oricine altcineva, mi s-ar părea, aș avea strângere de inimă, probabil. Măi, dar simt că e atât de talentat încât cred total în ce îmi spune. <laughs> e, e și sinceritate. De obicei aș fi foarte ironic cu astfel de pasaje, nu știu ce, dar îți vine să-l îmbrățișez, mai. că simt că e sinceritate, simt că nu vrea să-i pateze, să, să primească like-uri, cum am pune noi, cum fac oamenii azi, cum forțează emoții, așa și uh, vor să acapareze atenția celorlalți prin a fi penibili. Aici e emoția de la sine, nu, nu trebuie să, să te forțezi. Am avut multă vreme obiceiul să colind străzile Bucureștilor noaptea. Gata, plângeam, eram total omului aici. Au rătăcit pe străzi măturate de vântul toamnei, prin zăpezi înalte, prin leneșele parfumuri ale verii și, totdeauna, ochii mei întâlneau pe alocuri, cu recunoștință sau tulburare, dreptunghiul câte unei ferestre luminate. Niciodată ferestrele luminate la care m-am uitat și eu atât de mult nu vor mai fi la fel după ce am citit pagina asta. Enigma ei dădea o țintă trecătoare rătăcirii mele și când, după ce mă scăldam în apele ei viorii, mă afundam din nou în noapte, ochii mei căutau ținta unei alte ferestre, a unei alte lumini. Măi, deja deci e o călătorie spirituală, zici că ai, nu ai coborât în infernul lui Dante, dar ești așa, nu știu, Pare că e începutul la ceva extraordinar. Așa, așa ar fi, așa imaginez că este după moarte, așa aș vrea să fie. Să-l să întâlnești pe Tudor Vianu și să te duci așa printre ferestre, dintre astea. Bine, vorba vine ferestre, mai mult un portal. Extraordinar, extraordinar. Um, ochii mei căutau țintea unei alte ferestre, a unei alte lumini câte o fereastră luminată a scânteiat în peisajul tuturor nopților mele. Mai, îți venea să-l îmbrățișez, mai n-ai cum. Câte o fereastră luminată a scânteiat în peisajul tuturor nopților mele. Dar n-am aprins oare și eu astfel de lumină a nopții pentru visătorii caselor din preajmă, pentru rătăcitorii străzilor adormite. Aici mă simțeam chemat, de asta deschisesc în fereastră. în uh. de-a rândul lampa mea s-a stins, scursă de puteri, subtă de strălucirea mai mare a zilei, Târziu de tot am renunțat la deprinderea lucrului de noapte. Munca începută dimineața, cu fruntea răcorită, cu ochii spălați, a fost o muncă metodică, de execuție. Îndemnurile inițiale, toate marile hotărâri, au germinat pentru mine în timpul nopții. De asta, îl iubesc aici cred că, Aici cred că e esențialul. De ce mă atrage foarte mult? Că simt în el că era un om care uh, se plimbase prin întunericul și magia nopții înțelesese intimitatea întunericului. E un num care înțeles, care și-a dat seama. Marile hotărâri au germinat pentru mine în timpul nopții, în dosul unei ferestre luminate. Vreau să adun rodul mai bun al vechilor mele. Asta este depus pe orice carte în care ți-ai dat viața. Dacă, dacă ai lucrat la o carte 50 de ani, pe prima pagină trebuie să pui asta. Rodul mai bun al vechilor mele. Absolut excepțional. Ce păcat, ce păcat că nu-l mai citim azi. Măi. Măi, ce păcat. Citim toți prostovanii. Măi, Tudor Vianu era probabil cel mai mare profesor al României. Aproape. O să vedeți, apropo de profesori, Tudor Vianu la cursurile lui Nicolae Iorga. Așa ceva este pentru prima dată în România pe YouTube se spune asta. Imaginați-vă puțin asta. Cursul de istorie universală, Nicolae Iorga le preda și Tudor Vianu e elev, student. Extraordinar, nu, nu, se poate așa ceva. Nu pot imagina asta. Jumătate din România într-o sală de clasă. Așa, stați puțin că m-am entuziasmat. Vreau să... Vreau să adun rodul mai bun al vechilor mele și să-l învățișez încă o dată. Fereastra mea luminată vrea să vorbească pentru toți cât s-au întrebat ce s-a putut ascunde dincolo de tainele ei. Măi, măi, măi. Absolut superb, absolut superb. Și acum vine... Deci, i-a oferit... A început, în primul rând, jurnalul a început cu Fereastra Luminată. Dar i-a oferit un capitol. Efectiv, ăsta este capitolul și singurul text, cumva. Un fel de prefață a cărții. Extraordinar. Fereastra Luminată. Sper că a ajuns și la voi Fereastra Luminată și că... Nu veți mai putea vedea un termopan fără să vă vădă lacrimile. Apoi face portretul da dar stați puțin, vorbește de prietenie. Tot ce s-a spus mai frumos despre prietenie, fiți atenți. Și -ți comentați dacă nu, dacă nu e adevărat, dacă credeți că exagerez, fiți atenți. Prieteniile tinerești, spune un scriitor, sunt ca sutele, ca miile de flori pe care le risipesc zarzării și corcodușii, primăvara, și din care numai unele, foarte puține, întâlnesc pământul fecund, prind rădăcină, se înalță și rodesc, risipa sufletului omenesc, dăruindu-se în iubire și prietenie, de o potrivă cu aceea a întreține climatul propriu societăților umane și garantează în gusta baza fericirii noastre. Acum fiți atenți. Să ne socotim privilegiați de soartă dacă, din multele iubiri și amiciții ale tinereții aprinse, stăruie până târziu câte o coloană retezată de care să ne putem sprijini fruntea, în umbra căreia să putem adormi, și acum e devastator. De obicei, înfloririle primăverilor noastre dispar fără urmă și, după multă vreme, mâna vechilor prieteni este rece când ne atinge. Iată ce înseamnă să fii scriitor. Dacă nu te-a străpuns acest pasaj, nu e vina scriitorului, e vina ta. Of, mai cât de frumos, cât de frumos. De obicei, înfloririle primăverilor noastre dispar fără urmă și, după multă vreme, mâna vechilor prieteni este rece când ne atinge. Mai, imaginați-vă mâna vechilor prieteni. Îți vine să-ți sun toți oamenii pe care i-ai întâlnit și să le spui că îi îmbrățișezi, mai. Publicasem câteva poezii în Flacăra, când Denusianu, acum o să fie un pasaj despre, despre, discreție, despre cum să nu rănești un om, cum să faci o critică rafinat și cu blândețe. Fiți atenți, publicasem câteva poezii în Flacăra, când Denusianu m-a chemat la el. M-am dus să-l văd în soții de Alexandru Westfried și l-am găsit în primele ceasuri ale după amiezii în locuința lui de pe bulevardul Colței, îngropat între cărți și manuscrise. Și aici e interesant. Alături de farfuria în care se slăise prânzul lui sărac lui sărac. Așa l-am regăsit de nenumărate ori pe Denusianu. Mă duceam la ora două sau trei după amiaza și întindeam compunerea mea. Fiți atenți. Denusianu o citea cu atenție și dezamăgirea mea era mare când l-auzeam mărginindu-și observațiile la unele particularități lingvistice sau gramaticale, la forma unui plural, la concordanța timpurilor. Am înțeles mai târziu ce delicată discreție îl împiedica să comenteze fondul sentimental al bucății sau împrejurarea care a putut o inspira punctul de vedere filologic era pentru el o mască și o mănușă. Acest clip este pur și simplu miere. Acum, fiți atenți. Am continuat plimbarea până, la, până în fața universității unde intram pentru a asculta lecțiile de istorie universală ale lui Iorga, Nicolae Iorga, Lumea nu era prea fericită în ea și războiului. Era o vreme de griji și de lipsuri. Acum interesant. Un tânăr nu are însă niciodată dreptul de a se plânge de ceea ce împrejurările vremii nu-i pot da sau îi refuză. Sentimentul dezvoltării personale, al progresului interior, neîntrerupt, transformă și înfrumusețează spectacolul lumii. Absolut superb. Să puneți, vă rog, minutul aici și să puneți acest citat, dacă v-a plăcut. Să-l și ceilalți când intră pe clip. Și acum să vorbim despre Liviu Rebreanu. Și nu numai despre Liviu Rebreanu, ci despre ce înseamnă să fii scriitor, care este m disciplina de care ai nevoie ca să fii un mare scriitor. Eram mai tânăr decât Rebreanu, dar nu într-atâta încât să nu se fi putut sese între noi o prietenie făcută din admirație celui mai tânăr pentru cel mai vârstnic, din interesul și încrederea acestuia pentru cel venit în urma lui. Mă găseam la vârsta când omul se caută pe sine, iar Rebranu se găsise. Liviu Rebranu, apropo, noi care are o vorbă excepțională, că omul împlinit este cel care a devenit el însuși. Nu, nu contează dacă ai avut job, dacă ai avut familie, nu. Contează cum te porți în bătrânețe să ai acea familiaritate cu tine însuți. Nu sunt convins că e noi ca acum, dar această idee uh, m-a prins foarte mult. Nu mai știu de unde am luat-o. Da, ideea e că rezonez extraordinar de mult că mi-am însușit aproape. Acum nu sunt convins dacă n-am zis eu chestia asta și sunt de acord cu mine. În fine, dar cred total în asta. O să vorbim mai pe larg. Poate când vorbim despre țuțe și scrie despre bătrânețe. Uh, Rebreanu se, gă, se găsise. Liviu Rebreanu a fost, pentru anii începuturilor mele, primul scriitor care m-a făcut să înțeleg ce fel de activitate omenească este munca literară și ce virtuți omenești impune acelui care îi se consacră. Lucuia pe strada Nicolae Bălcescu, în fundul unei curți, într-o căsuță dărâmată de atunci, la doi pași de casa tot atât de modestă unde se sfârșise Lucian. Ferestrele lui Rebreanu, zărite printre cop copacii curții, rămâneau luminate în tot timpul nopții, obsesia lui cu ferestrele. Mă întorceam târziu acasă și o chemare înceată îmi deschidea ușa camerei sărace, despărțite prin două trepte de bucătăria familiei. Rebreanu scria atunci a cincea, a șasea oară romanul Ion. Munca începea odată cu căderea, căderea serii și continua până la reversatul zorilor, cu mare abuz de cafea, de tutun, din când în când cu răcorirea frunții înfirbântate. Întreruperea provocată de vizitatorul nocturn nu părea a fi neplăcută. Stăteam o clipă în jurul unei noi cești de cafea și comentam împrejurările zilei. Alături așteptam raful foilor manuscrise cu impecabila lor caligrafie. Când a apărut Ion, a fost cel din tâi care i-am consacrat o recenzie în viața românească. Ibrailanul îmi cedase această prioritate, urmând să revină el însuși mai târziu. Am scris paginile mele într-o singură noapte și le-am citit a doua zi lui Rebreanu, în dosul rafturilor de cărți din fosta librărie a lui Alcalai, trecute atunci de curând în proprietatea vieții românești. Rebreanu a așteptat cu nerăbdare primul ecou al operei sale, entuziasmul lui Livru Rebreanu. Aștepta cu nerăbdare primul ecou al operei sale, de care lega mari speranțe. Până atunci, activitatea lui nu atinsese se treapta care îi era menită. Imaginați-vă puțin ce, ce sentiment trebuie să ai când ți-ai dat aproape toată viața și aștepți apoi rezultatul și suspansul respectiv. Când venise la București, Mihail Dragomirescu îl prezentase ca traducător al lui Tolstoi. Urmase apoi schițele din convorbiri critice adunate în volumul Golanii. Iată un titlu, Golanii. Um, Mi-am adus aminte de, de Mircea Elia, de Huligani, iar știți-o. Paralel, dezvoltați o activitate de cronicar dramatic, dar opera hotărătoare, aceea care trebuia să-i fixeze fizionomia de scriitor, a apărut să abia acum, se ivise în adevăr un scriitor epic de mare amploare și semnificație, într-o compunere bogată în care alergau alături, se încrucișeau, se despărțeau și se uneau din nou firele mai multor narațiuni, cu câteva zeci de personaje, Rebreanu înfățișase, înfățișase o întreagă societate într-unul din momentele conflictelor ei, cele mai acute și evocase instinctele fundamentale care explicau perseverența ei în împrejurări neprielnice. Scriitorul manifesta o imaginație capabilă să cuprindă vaste ansambluri, o ascuțime a înțelegerii psihologice coborătoare până la datele elementare ale ființei omenești, o vigoare și o temeinicie a puterii constructive, necunoscute încă în literatura noastră. A mulți povestitori până atunci, dar nu încă un romancier în sensul modern al cuvântului, acel care îi se potrivește lui Balzac, care avea cumva același stil de viață care Rebreanu, și Zola, lui Tolstoi și Dostoevski, lui Thomas Mann sau lui Thomas Mann și Galsworthy. Prin Rebreanu, romanul românesc se angrena în circuitul mondial al genului și, prin calitățile lui, făcea parte din șirul acelor fapte de creație izvorâte la sfârșitul primul război, primului război mondial, din năzuința mai generală de a realiza stilul major al culturii noastre. Rebreanu devenea unul din lucrătorii acelui moment. Pentru o operă ca a lui, era necesar un regim de muncă făcut din efortul cel mai stăruitor și cel mai minuțios, susținut de vitalitatea cea mai rezistentă. Omul părea apt să se adapteze acestui regim de muncă. Îl vedeam în cafeneaua literară a vremii, în salonul lui Lovinescu, cu statura lui înaltă, cu mâini mari, cu grumazul puternic, albit încă de pe atunci, azvârlind cu smucituri ale capului și ovița rebelă alunecată pe frunte. Privea stăruitor cu ochii lui albaștri, cam, <laughs> cam vitroși, și pe fața depigmentată și palidă se citea mai totdeauna o steneală. Of, oh, ce m-am trăsat! Când se arăta în lume, Rebreanu părea ca un om beat de muncă, ieșit parcă atunci din galeriile unei mine sau din dogoarea marilor furnale. Deși firea lui nu era deloc, socia, nu era deloc nesociabilă, se socotea oarecum dispensat de a oferi oamenilor mai mult decât le dăruise în nopțile lui de patimă scriitoricească, la masa de lucru alături de bucătăria unde clocotea a douăzecea ceașcă de cafea nopții, lângă robinetul sub care își punea din când în când fruntea înfierbântată. Acolo se desfășura oficiul lui esențial, încât oamenilor întâlniți în timpul zilei, el nu li se mai simțea îndatorat decât cu vorba lui rară, distrată, șovăitoare. Efortul expresiv al lui Rebreanu în convorbirile cu prietenii și cunoscuții lui era atât de avar pentru că îl consacra în întregimea operei lui, operei lui vaste, adânci și exacte, m-a înjunghiat <gântu -i> rândul ăsta pentru că mi-am dat seama de ce m-am îmbalam eu atât în conversații, de ce țineam și mai mult ok, vrei să-l faci pe ceilalți să râdă, nu știu ce, să-l captivezi, dar, de fapt, era și asta, măcar 15%, să-ți demonstrezi ție că ești capabil de nu știu ce metaforă, să-ți să demonstrezi că ai, ai, ai putea să scrii totuși. Observ că făceam vrând nevrând făceam literatură, mai ales în tinerețe acum vreau doar să fie sincer nu vreau să mai demonstrez nimic dar oamenii care nu au o operă, dar ar vrea să aibă sunt cei care vorbesc mult, ca să zic așa o parte din ei îți dai seama după felul cum vorbește cu tine cineva dacă e un om care și-ar fi dorit să scrie un scriitor care nu scrie e un monstru care curtează nebunia, spune Kafka și cam așa mă, mă comportam intram în diverse scenarii și exploatam acolo până la nebunie aproape. Stai, omule, stai să vorbim liniștit. Ce ai? Te-ai dus total în scenariu. Aveam febră dintr-un scenariu în care intrasem singur aproape. Și apoi, tot legat de operă, spune Cioran în caiete, e excepțional, trebuie să-mi amintesc. Uh, și nu și îi părea rău că n-a avut dorința de a avea o operă și că ne, neputința de a de a avea o operă e nu știu dacă spune apanajul, sp da, cred că așa zice sau harul <laughs> poate ironic, nu, e neputința neputința de a avea o operă e apanajul spiritelor de mâna a doua că nu ai acea voință ai poate teoretic, ai ai entuziasm, sunt un om de entuziasm da, pot să scriu ceva extraordinar, poate o pagină extraordinară în dinamica uh, discuției cu cineva, am spontanitatea respectivă, dar îndată ce spui hai să ne liniștim și să scriem așa, așezat, disciplinat gata, s-a dus totul, nu mai. am nevoie de energia respectivă, am nevoie să fie cititorul cu mine în cameră mereu, dar poate prin uh, exercițiu se dezvoltă chestia asta și intre apoi atât de adânc în uh, ceea ce scrii încât pare că vorbești cu cineva Așa l-am văzut pe Rebreanu în timpul celor 20 de ani și mai bine, când el a scris și Pădurea Spânzuraților și Răscoala și Adam și Eva și Ciuleandra și toate celelalte opere ale lui. Autorul tuturor acestora n-ar fi vrut să fie decât scriitor, dar programul acesta a fost uneori înfrânt de el. Conștiința lui artistică era o conștiință profesională, una din cele mai riguroase, mai pline de zel, slujite cu un risc suprem. O steneală coborâse astfel asupra lui o pecete nouă. Măi, dacă ne-ar fi spus profesorii chestia asta, nu mai făceam eu glume despre Liviu Rebreanu cu Ion, cu Pământul, glumițe de alea de analfabet. Avei, avea această sensibilitate, păi. Deci nu știm deloc, mă, nu știm deloc să predăm oameni. L-am omorât pe Eminescu, din Liviu Rebreanu am făcut așa o chestie obligatorie pentru BAC. Spuneți-le copiilor prin ce au trecut acești oameni ca să scoată acele opere, să, să, să se să se îndrăgostească. Dacă nu de operele lor, măcar de cum erau ei ca oameni. Tot rămân cu ceva. Altfel, apoi poate că vine cineva singur spre operele lui. Să vadă ce scrie acel om care nu dormea nopțile și bea 20 de cești de cafea. Dar nici profesorii nu aveau pasiune. Haide, scrieți după dictare. Să-și ia și ei salariu. Nu e nici vina lor totodată, că ei aveau și ei cazurile lor. Ah. Așa autorul tuturor acestor n-ar fi vrut să fie, o, să fie decât scriitor, dar programul acesta a fost uneori înfrânt de, de, el. Conștiința lui artistică era o conștiință profesională, una din cele mai riguroase, mai pline de zel, slujite cu un risc suprem. O steneală coboruse astfel asupra lui o pecete nouă. Figura lui părea acum sculptată într-o marmură pură, cu reflexe și iradieri delicate, dar urechea percepea o voalare a glasului și asculta cu îngrijorare respirația devenită dificilă. În ultimele lui luni nu l-am mai văzut și moartea lui, după grele încercări, apărea prietenilor și cunoscuților ca rezultatul oarecum previzibil al unei vieți puse în serviciul unei opere. Ideea de operă, voința dârză de a construi, de a o construi, au devenit, au, au dominat întreaga viața lui Rebranu. Ce frumos! Ideea de operă, voința dârză de a o construi, au dominat întreaga viața lui Rebranu. Și aceasta, din urmă, n-a fost pentru el decât elementul operei sacrificat cu bună știință în combustiunea edificării ei. Am fost martorii acestui sacrificiu și, la Prislop, unde se va păstra partea cea mai bună a amintirii lui Rebreanu, creatorul unei opere atât de vii, n-ar fi nepotrivită inscripția definitorie. Și acum fiți atenți. A dat vieții o operă și operei o viață. Ce frumos e! A dat vieții o operă și opere o viață. Asta s-ar putea spune și despre Nice. Absolut adorabil. Dar de ce sfârșesc cumva în chinuri oamenii care își dedică, sacrifică viața operei? Poate că are dreptate totuși și Ran Tot scriitori au exagerat. Și Shakespeare a exagerat. Tot scriitori au scris prea mult. Și Shakespeare a exagerat. Chiar așa este. Scrie, domne, ofereți 10 ani cărții tale, scrie o în 10 ani, Goncearov, hai, mai scrie încă una și apoi gata, te retragi. Dar nu poți să fii și scriitor și om normal. Eu vreau să poți să -ți sacrifici 20 de ani din viață pentru o operă și apoi să trăiești ca bunic, să stai liniștit, în banca ta, să fii sănătos, nu știu ce. Nu poți, nu poți, nu poți să le ai pe ambele. trebuie să-ți dai viața efectiv pentru această nemurire care este o operă. Pentru că nu contează că nu va mai fi citit de nimeni peste un milion de ani. Ecoul operei lui va rămâne în vibrația Universului. Așa cum spune Schopenhauer, muzica va rămâne și după ce Universul va înceta să existe. Și o să rămână și Liviu Rebreanu. Sper că ți-a plăcut acest clip. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut și dacă îți dorești să poți să continui să fac aceste clipuri, să țin mă cu oblei pe patreon.com slash Pe mâine la ora 7.